Ioan Andone s-a mutat în Spania, dar nu ratează nimic din fotbalul românesc. Visează la un meci în Liga 1 între Corvinul și Dinamo. Ioan Andone a petrecut Crăciunul la Hunedoara și pune la cale revenirea Corvinului în fotbalul românesc. Sper la anul să avem Corvinul în divizia B. Se renaște Corvinul Hunedoara. Oh, Doamne ajută! O să avem și un stadion nou în Hunedoara. Fostul patron de la CFR, Pascani, a vrut să-l facă pe Andone Ferguson de România și să ofere contract pe viață. Acum Varga repetă scenariul cu Petrescu. Foarte bine că e o prelungită, dar nu își face treaba. Știe să scoată rezultate. Au un lot bun. Să sperăm că trec de Lazio, dar un meci foarte greu. Sabău e omul potrivit pentru Cluj, e de părere Andone. Păi Neluțu e un uist. Neluțu a jucat acolo, Neluțu a fost manager. Poate salva Clujul de retrogradare, Sabău? Fără îndoială, am mare încredere în el. Andone visează la momentul în care Dinamo se va întoarce în Liga 1. Dinamo Liga 1, da, greu le va fi. Le va fi foarte greu, au și situația grea. Dinamo este într-o comă profundă. Eu zic că va intra în faliment și se va desfința.